Salut, sunt Paul, îți mulțumesc că ai intrat pe acest video din seria Student La și astăzi am discutat alături de Denisa Filip, care este studentă în anul 2 la Calculatoare și Tehnologia Informației din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Dacă ai întrebări legate despre facultate sau despre universitate în general, le poți lăsa în comentarii și o voi ruga pe Denisa să-ți răspundă. Podcastul este totodată disponibil pe Spotify sau pe Apple Podcast. Îți urez vizionare sau audiție plăcută! Voiam să te întreb de ce ai ales această facultate. Deci eu am fost la un profil real la liceu, m-am terminat matematică informatică intensiv informatică și știam oarecum că vreau să mă îndrept spre ceva tehnic, fiindcă îmi plăcea mult programarea, cum făceam multe ore pe săptămână, doar că nu eram tocmai sigură la ce facultate. Asta până când am avut șansa să particip în clasa 11 și a 12-a, la un concurs de robotică. Am făcut parte dintr-o echipă de robotică din Oradea și am participat la First Tech Challenge și așa mi-am dat seama că nu aș vrea să fac doar programare efectiv, gen partea de development, ci îmi place și partea de hard, să programez efectiv roboți, și am aflat că la calculatoare cumva se combină și se îmbină partea de programare cu partea de hard. Și așa am ajuns aici. Da, foarte, foarte interesantă chestia asta, pentru că mie în liceu nu prea, adică nu mi-a fost deloc prezentată robotica sau partea asta de hardware, strict informatică și atât, din câte am văzut, imediat după ce am terminat eu liceu, s-au făcut o echipă de robotică la mine la școală. Da, chiar ajută. Da, cred că e ceva foarte interesant. Am prieteni care au participat și au spus că e foarte fain. Și din câte știu, cred că ieri am aflat că echipa României a luat aurul. Parcă nu știu dacă ești la curent cu chestia asta. Da, este o echipă din București care tot participă la competiții în afară și e chiar super bun. Da, e foarte, foarte interesantă chestia asta. Și ce presupune concursul de admitere la facultatea ta? E o serie de 30 de întrebări grilă din matematică, deci nu se poate alege să dai din informatică sau alte materii, e strict matematică pentru toată lumea și ai timp 3 ore să le rezolvi. Deci cumva vine cam 6 minute pe întrebare. Ceea ce ajută foarte mult e că în fiecare an se publică o culegere de matematică cu probleme propuse. E chiar lungă și le acoperă pe toate, iar problemele care vin la admitere sunt foarte semănătoare cu cele din culegere. Deci chiar recomand să, ca cei care vor să intre, să se apuce de ele și să le facă. Și ceea ce ajută și mai mult e faptul că sunt două etape, adică în fiecare an, în luna mai, este o simulare care subiectul este la fel, pe același format. Și lucrul super fain e că dacă te afli printre primii 10, atunci poți să intri direct, să fii admis. Da, sau dacă totuși ești mulțumit cu nota ta și crezi că ai șanse să intri, atunci poți să alegi să-ți păstrezi nota de la simulare și să nu mai mergi la admiterea propriu-zisă, care e undeva prin iulie. Și asta cred că ajută destul de mult și la motivație, să încerci să faci cât mai bine la simulare ca să scapi de admiterea finală. Ok, ca un fel de preadmitere. Ziceai ceva de o culegere, unde se poate găsi? Se găsește pe site-ul facultății. Atunci o să pun eu un link, să nu uit. Da. Să pun un link în descriere. O să-ți trimit eu. Și e gratuită sau trebuie achiziționată? Nu, este complet gratuită, se găsește în format online și cine vrea poate să o printeze sau să lucreze direct cu ea. Am înțeles, super fain. Și ce a reprezentat, anul întâi pentru tine? A fost un an foarte interesant, ca să zic așa. M-am acomodat foarte rapid în primul an și chiar mi-am dat seama că îmi place profilul ales și că l-am ales bine, am făcut o alegere bună. Chiar dacă materiile au fost cel puțin mai generale, cum cred că e la orice facultate, ca în anul întâi se facă puțin mai multă matematică sau fizică, sau materii care nu sunt tocmai pe profilul pe care ți l-ai ales. Dar pur și simplu experiența de a vedea cum e să ai cursuri în amfiteatre cu peste 100 de alți studenți a fost super, super faină, chiar dacă din semestrul 2 a trebuit să mergem în online și să ne acomodăm cumva cu ceva nou.
dar per total chiar mi-a plăcut și mi-am dat seama că profilul și, și profesorii și restul colegilor ajută mult. Și nu ai, nu ți s-a părut puțin ciudat când am trecut în online? Cum au fost profesorii? Au fost destul de nepregătiți. Cred că, bine, pe toată lumea a luat prin surprindere pentru că nu ne-am așteptat, sau cel puțin ne-am așteptat să facem în online doar 2 săptămâni, nici pe Da. departe un an jumate deja. Doar că au fost foarte deschiși, adică noi încercam să găsim alte modalități, cum să ținem cursurile și așa mai departe, și erau foarte deschiși la propunerile pe care le aveam. Încercau să ne fie pe plac și chiar încercau să rezolve problemele, să încerce platforme noi, ca să ne fie nouă în regulă. Ce cred că a fost mai stresant a fost sesiunea în online, pentru că se cereau mult mai multe din partea noastră în timpul examenelor, fiindcă profesorilor le era frică că o să copiem și cumva aveau cerințe mai multe, mai puțin timp de rezolvat, și a fost destul de stresant, mai ales pentru anul întâi. Da, și la noi pot să zic că a fost puțin ciudat. Bine, acum în anul 2 suntem organizați. Cred că orice facultate are un Teams Da, da. în care sunt toate materiile acolo, dar când tocmai am trecut în online, aveam câte materii, aveam atâtea platforme diferite. Erau și era foarte ciudat că la o oră intram pe o platformă, la o oră intram pe alta și chiar a fost foarte ciudat pentru toată lumea chestia asta. Ce părere ai despre materiile pe care le studiezi? Deci, cum spuneam, cel puțin în primul an au fost destul de generale, în ideea în care am făcut, cred că, 4 materii de matematică doar în primul an, plus am avut materiile de programare generale în care, nu știu, în prima am făcut toată informatica pe care am făcut-o în timpul liceului. Și cumva cred că asta a determinat pe unii colegi să fie puțin dezinteresați, pentru că vedeau că sunt tocmai materii mai generale. Dar, pe total, te pregătesc pentru ceea ce vine mai departe, pentru că deja din anul 2 simt cum ne specializăm în materiile pe care le facem. Și, personal, chiar îmi plac mult, pentru că, cum spuneam, se îmbină partea de programare hard cu cea de programare efectivă și am făcut până acum C și Java și ne-am axat super mult pe partea de algoritmică și structuri de date în programare, doar că am și făcut materii de hard în care am lucrat să am învățat să lucrăm cu plăcuțe FPGA și să programăm piesele respective. Doar că, bineînțeles, acum materiile de matematică încă mai există câte puțin și abordăm cumva și partea asta de automatizare, ceea ce mi se pare foarte ok fiind un domeniu de viitor. Și la voi obligatoriu acum în anul 2 să ai un internship? Nu, noi trebuie să facem internshipul din anul 3 spre 4. Deci am înțeles. Vara asta încă e liber, dar din vara următoare trebuie să ne găsim și noi. Am înțeles. Și mai ai timp de alte activități pe lângă facultate sau tot timpul tău liber, inclusiv ocupat de facultate? Chiar am timp destul. Dacă ești organizat și știi cum să-ți împarți timpul între facultate și altele, ai timp să faci o grămadă pe lângă. Chiar dacă e un profil puțin mai dificil, nu e ca și cum îți răpește toată viața. Personal, mai fac parte din 3 asociații diferite de voluntariat între timp și chiar reușesc să le balancez cumva pe toate. Deși, bineînțeles, fiind online, e puțin mai ușor să ai timp de mai multe, pentru că nu mai pierzi timpul pe partea asta de logistică, să ajungi undeva sau să vii de undeva. Ok, și ziceai de voluntariat, cum reușești să-ți împarți timpul? Am înțeles, o organizație de voluntariat, ai 2, dar 3, adică... Eu una fac parte din OSUT, Organizația Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și din SAS, care e Societatea Antreprenorială a Studenților din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Și mai am încă o asociație voluntariat din Oradea, în care continui să activez. Și foarte fain. Ajută, cumva sunt foarte pasionată de voluntariat și îmi place foarte mult să mă implic în comunitatea din care fac parte și să ajut alți oameni la rândul lor, să-i ajut prin organizarea de proiecte, să le ofer oportunități care să-i dezvolte. Și prioritizez lucrul acesta și cred că de asta reușesc să-mi împart timpul între ele. Nici nu
consider că ocupă chiar atât de mult timp cât îți place să faci asta, pentru că nu simți. Da, până la urmă chestia asta e cea mai importantă. Și dacă poți să ne dai câteva detalii despre organizațiile de voluntariat de la tine, de la facultate, ce se întâmplă mai exact, cum funcționează totul? Da, da. Deci sunt destul de multe organizații. Cea principală este OSUT-ul, despre care am pomenit mai înainte. E împărțită în mai multe departamente, deci șansele sunt că dacă vrei să activezi aici, îți găsești cu siguranță ceva ce să-ți placă sau să te pasioneze, pentru că sunt departamente de la media, imagine, înspre partea asta de educație, OSUT-ul fiind foarte implicat în drepturile studenților și le apără și în principala parte toate beneficiile și drepturile de care beneficiem sunt datorită lor, pentru că ei sunt vocea noastră în cadrul universității. Și sunt și foarte multe proiecte pe care le dezvoltăm aici. Mai avem și SAS, Societatea Antreprenorială Studențească, care se axează pe partea de antreprenoriat, cum reiese și din nume. Aici ce e fain e că ai șansă să vorbești și să îți creezi networking cu antreprenori de succes, pentru că sunt și foarte mulți care au terminat deja UTCN și au propriile firme și ajută să creezi workshop-uri sau webinarii alături de ei sau concursuri unde tot așa studenții au șansa să își expună ideile și să fie sponsorizați pe mai departe. Și plus, pe lângă astea două, mai sunt și foarte multe asociații mai micuțe care sunt la nivel de facultate, cum e, nu știu, ASCUT sau OSIMM, care sunt, de exemplu, pentru Facultatea de Ingineria Mediului sau Facultatea de Construcții. Avem și pentru arhitectură, deci oportunități sunt peste tot. Da, numai să vrei să te implici. Da, da. Dacă poți să îmi dai câteva exemple de proiecte pe care le desfășoară organizații de voluntariat de la facultate de la tine, care se implică mai mult în activitățile studenților. Un proiect ar fi, spre exemplu, la Cafea cu OSUT, InfoCafe, în care studenții sunt invitați să-și spună ofurile sau să-și prezinte problemele printr-un formular anonim, iar mai departe OSUT-ul preia problemele respective și le prezintă persoanelor potrivite din cadrul universității pentru a le soluționa. Ajută să faci un sondaj în rândul studenților pentru a realiza exact ce funcționează, ce nu funcționează, mai ales de când suntem în online și totul e puțin mai nou și fiecare trebuie să-și dea seama cum să procedeze. Doar că avem și alte proiecte care poate nu țin neapărat de partea asta educațională, spre exemplu Polyhack, care e așa un hackathon de 48 de ore și acesta se finalizează cu un bootcamp, un fel de accelerator pentru proiectele câștigătoare. Bineînțeles, nu e limitat la studenții de la UTCN, doar că îți oferă mediul propice ca să îți dezvolți o idee timp de 48 de ore și să lucrezi și să înveți lucruri noi pe partea asta tehnică și tot așa să-ți dezvolți partea de networking. Ok, foarte, foarte faină chestia asta. Se vede că chiar e foarte multă implicare în viața studenților și pe partea asta educațională și observ că nu-i numai pentru studenți, cum ai zis tu, Polyhack-ul. Știu că pot participa cumva și elevi de liceu sau nu? Nu am înțeles eu bine. Da, da, e deschis și studenți, și elevilor de la liceu. Nu știu, anul ăsta a fost undeva la 30 și ceva de echipe de la liceu și când reușeam să văd atâția liceeni și idei atât de bune, am rămas pur și simplu mască să-i văd atât de implicați și dornici să se implice. Și oarecum cred că evenimentul respectiv le oferă și o deschidere înspre a vedea cum sunt studenții de la alte facultăți și înspre a învăța mai multe despre alte universități. Da, chiar e impresionantă chestia asta. Cum sunt profesorii de la facultate? Cum ți se par? Aici așa și așa. Sunt destui care sunt deschiși și care chiar încearcă să ne facă pe plac, să se asigură că, nu știu, ne oferă mediul cel mai oportun de învățare și ne ajută cât de mult pot ei. Deci sunt deschiși la propunerile pe care le avem, ne ascultă dacă cumva am vrea să facem ceva diferit sau avem alte păreri.
Doar că, bineînțeles, sunt și alții care sunt puțin mai dezinteresați. Nu zic că predau prost sau ceva, pentru că fiecare până la urmă își face treaba, atâta tot că unii nu sunt atât de deschiși la părerile pe care le avem noi și la felul în care am vrea noi să se desfășoare anumite lucruri. Dar, pe total, fiecare profesor și-a predat materia, bineînțeles, fiecare are un stil de predare diferit și aici contează foarte mult ca fiecare student să fie autodidact în rândul lui, pentru că cel mai probabil nu toate stilurile de predare funcționează pentru toată lumea și atunci trebuie să știi tu unde să-ți cauți informația sau cum să-ți o cauți ca să compensezi și totuși să nu rămâi în urmă. Dar, da, pe total, majoritatea sunt deschiși la propunerile pe care le avem și încearcă să ne ajute să învățăm și să ne dezvoltăm, până la urmă, ca și oameni. Ok, ok. Și ce beneficii are un student în Cluj? Foarte multe. Cluj, nu știu, e un oraș foarte dedicat studenților și plin de studenți, până la urmă, și de oportunități. Bine, plin a fost acum. Acum mai puțin, dar dacă trecem așa pe partea asta de partea asta de pandemie și ca și cum ar fi totul la mod normal, la Cluj e un oraș plin de studenți și plin de oportunități, atât pe partea asta de voluntariat, de învățare, pentru că sunt foarte multe asociații și în afara OTCN-ului și sunt foarte multe cursuri sau altele care îți oferă foarte multe posibilități înspre a învăța, cât și pe partea de distracție, sunt destule, nu știu, pub-uri sau alte activități care să te ajute să te relaxezi. Și cred că ajută, și aici pot să vorbesc puțin mai mult din perspectiva studenților la facultăți tehnice, faptul că sunt foarte multe oportunități de angajare mai departe. Sunt chiar foarte multe firme aici și sunt foarte deschise înspre a lua studenți noi și a învăța. Din câte știu, universitatea voastră are parteneriat cu foarte multe, foarte multe firme. Da, da, chiar. Adică cam orice universitate are parteneriat cu firme, dar când e partea asta tehnică, de exemplu, nu se regăsesc toate firmele la toate universitățile de info. La voi cumva sunt mai multe. Da, la noi sunt foarte multe, fiindcă avem și destul de multe profile diferite în cadrul universității și cumva trebuie să acomodeze atât firmele de programare și development, care sunt destul de populare, cât și cele pe partea de hard sau de construcții sau, nu știu, așa mai departe, ca să le acopere pe toată lumea și să se asigure că toți studenții își pot găsi ceva ce să le placă și să facă pe viitor. Dar da, sunt foarte multe parteneriate și nu doar, nu știu, și pe partea de Erasmus, spre exemplu, dacă vrei să mergi să înveți în afară, tot așa avem parteneriat cu multe alte universități, deci cu siguranță să găsești una care să-ți placă. Sunt, nu știu, e plin de, UTCN-ul e plin de oportunități, doar trebuie să știi să profiți de ele și să le cauți. Ziceai că tu ești la profil, engleză, parcă, nu? Da, da. Cum de-ai ales limba engleză și nu limba română? Cumva am avut așa mereu o afinitate spre limba engleză. Mi-a plăcut foarte mult și mereu am fost atrasă de a învăța cât mai bine. Și în același timp, fiind un domeniu tehnic, cam toată informația pe care o ai este în engleză și cred că ajută să înveți din prima, direct în engleză, pentru că atunci când înveți un termen tehnic în engleză, șansele sunt că oricum o să-l reții și în română. Și informația toată se găsește în engleză, ți-e mult mai ușor să cauți pentru tine atunci când încerci să înveți. Dacă aplici la un internship sau pentru un job, cel mai probabil va trebui să redactezi CV-ul, nu știu, scrisoarea de intenție sau ce alte documente mai sunt tot în engleză. La interviuri se mai vorbește în engleză și cred că ajută să înveți termenii tehnici și să îți dezvolți vocabularul tehnic din timpul facultății. De exemplu, la noi la facultate, dacă un profesor, și eu sunt tot la informatică în limba engleză, încearcă să predea o chestie, o explică în engleză, dar observă că poate noi nu am înțeles o chestie mai complicată, el o reia și în română. La voi e la fel sau strict engleză, numai engleză vorbește și atât? Nu, e la fel și la noi. Dacă cumva profesorii observă că poate nu ne dăm seama exact sau dacă el știe din experiența lui că
subiectul predat este puțin mai dificil, atunci îl rea în română și ne explică mai bine. Deci, oricum profesorii sunt deschiși să ne ajute să învățăm. Problema e doar acolo care, na, până la urmă avem și profesori care ezită în a vorbi în engleză și cumva rămân tot pe română. Am înțeles. Și pentru admitere, dacă vrei să intri la o facultate în limba engleză, trebuie să ai un certificat Cambridge sau... Sunt două posibilități. Deci ca să intri, da, trebuie să ai un certificat în genul Cambridge, cred că nivelul B2 minim, ca să fie acceptat, sau se mai dă în fiecare an, chiar cu o zi înainte, cred că să înceapă, sau cu două zile înainte să înceapă facultatea, se dă un test de engleză care e eliminatoriu și în funcție de asta se stabilesc cei care intră la profilul de engleză sau cei care rămân la română. Deci nu poți să intri cu competențele de la bacalaureat, no, competențele no. lingvistice. Nu, no, din păcate alea nu se echivalează. Ok, că și la alea era maximul B2 și de aia spuneam. Adică cu B2 ai fi putut să intri la profilul de engleză. Da, da. Revenind la subiectul de beneficii, podcastul trecut discutasem, la noi la facultate avem un fel de card denumit Stud Card. Și voia să cu mai multe beneficii, un carnețel de vouchere, chestii gratuite pe care le poate obține orice student dacă are cardul respectiv. Și voia să vă întreb dacă și la voi e disponibilă chestia aia. Da, și noi avem... Chiar în primul an am avut și eu Stud Card. Bine, cred că e disponibil pentru mai multe universități. Nu e doar axat pe anumite altele și chiar ajută voucherele de acolo și alte oportunități. Spre exemplu, ca să ai transport gratis în... nu știu, cu autobuzul sau cu tramvaiul în Cluj, ai nevoie de un astfel de card. Stud Card sau anul acesta Omnipass, dacă nu cumva pocesc numele, care e tot așa, plin de reduceri și alte oportunități. Spre exemplu, nu știu, o lună gratis la HBO sau alte diferite abonamente și reduceri și chiar ajută mult. Da, chestii utile pentru studenți. Da. Da, din păcate anul ăsta nu am mai apucat să-mi fac bine și nu cred că l-aș fi folosit, dar anul trecut pot să zic că chiar au fost binevenit, adică voucherele alea, mai ales la mâncare, când e student, se vede diferența. Da, da, de acord. Și cum e viața de student în Cluj, pe lângă facultate? Deci aici pot să-ți vorbesc mai mult din semestrul pe care l-am petrecut în Cluj, pentru că în rest am stat mai mult în Oradea acasă. Cum vorbeam și înainte, e plină de oportunități și mai ales pe partea asta de distracție. Cred că ajută și foarte mult să stai la cămin, mai ales în primul an, pentru că cumva îți facilitează partea asta de interacțiune cu ceilalți colegii tăi și ți-e mult mai ușor să-ți dezvolți relații de prietenie sau pur și simplu să-ți faci noi legături, având în vedere că, până la urmă, un cămin e așa un centru unde sunt localizați o grămadă de studenți. Și șansele că în jurul unui cămin sunt foarte multe, nu știu, localuri sau pur și simplu locuri unde poți să ieși mult mai ușor. Și până la urmă, da, viața de student în Cluj e, nu știu, una dintre cele mai tari. Cred că nu te poți plictisi efectiv pentru că ai destul de multe lucruri de făcut. Și legat de cămine, cum ți se par? Nu știu dacă ai stat la cămin sau nu, dar voiam să te întreb ce părere ai despre ele și cum e mai exact structura unui cămin. Am stat la cămin, se stau 4 studenți într-o cameră. Bine, sunt camere de câte 4 sau de câte 2, doar că cele de 2 sunt pentru studenții cu medii mai mari, care, spre exemplu, intră pe locurile de olimpici în primul an sau, nu știu, pentru masteranți, pentru profesori și așa mai departe. Deci șansele sunt că majoritatea studenților prind locuri în camere de 4. Ceea ce ajută foarte mult e faptul că fiecare cameră are baia proprie și tot așa la fiecare etaj este o bucătărie și o sală de lectură. Deci ai și unde să-ți faci de mâncare, ai și unde să înveți, este și loc pentru a-ți spăla hainele, nu știu, și curtea e foarte mare și sunt, cel puțin în campusul observator, sunt 7 cămine. Bine, sunt combinate cele de la OTCN cu cele de la medicină. Și mai avem încă un campus în Mărăști, unde sunt 2 cămine mai mari, de în jur de 9 etaje fiecare. Și acolo sunt doar studenții de la OTCN. Dar tot așa, și acolo sunt câte 4 în camere, atât tot că este o baie la câte 2 camere, deci la un duplex.
Dar, da, fiecare are curte mare și, nu știu, oportunitățile și șansele pe care le ai acolo ajută mult, mai ales că chiria e undeva la 155 de lei pe lună, deci e foarte puțin comparativ cu, nu știu, o chirie în Cluj la o garsonieră. Voiam să te întreb și despre ce părere ai despre cantină, despre mâncarea de la cantină. E foarte bună, nu mă așteptam, pentru că, nu știu, mai auzisem câteva preconcepții înainte și nu eram tocmai sigură, dar pe lângă faptul că e foarte ieftină, adică reușești să mănânci felul 2 lejer la 8 lei și să ai, nu știu, și cartofi puree cu șnițel, cu salată și ce mai vrei, dar chiar e foarte bună și ai din multe sortimente din care poți să alegi de fiecare dată. Sunt chiar multe, cantina e mare, deci ai loc destul și dacă știi și să îți alegi perioada potrivită din zi în care mergi, mai prinzi și desert. Da, și la noi, de exemplu, după amiaza, la 12, când tocmai se deschidea cantina, era o coadă, efectiv era super lungă și câteodată, chiar cum zici și tu, nu mai prindeam, să zic, desertul, hai că era ceva special, dar uneori nu mai prindeam nici unele feluri principale de mâncare. Da, la fel și da, sincer, e foarte, foarte bună. E foarte bună mâncarea și aud multă lumea care zice că, nu știu, mulți elevi care zic că sunt fițoși și nu o să mănânci de la cantină niciodată, dar în momentul când ajungi să fii student și, na, nu o să ai o sursă de venit cine știe ce, când ajungi să mănânci prima dată de la cantină, după aia nu te mai poți opri, că e foarte bună mâncarea și, cum ai zis tu, e foarte ieftină. Da, exact. Chiar, nu știu, ar fi păcat să nu profiți de mâncarea de la cantină. Acum nu știu dacă poate ți-o dietă sau ceva mai special, s-ar putea într-adevăr să nu-ți convină tot ce e acolo, dar în general, dacă mănânci ca un om, în general, cum mănâncă majoritatea oamenilor, e foarte, foarte ok. Vreau să te mai întreb și ce ai recomandat tu viitorilor studenți și ce voiai să știi ca să, înainte să ajungi la această facultate. Mi-ar fi plăcut să știu. Deci când voiam să intru și când mai auzea lumea că vreau să dau la calculatoare, mi se spunea să nu fac asta, poate pentru că e destul de dificilă, că îți ocupă mult timp, că sunt multe materii, că sunt nu știu ce fel de profesor care te sperie sau care te pică și nu te mai trec până în anul 4 sau nu te lasă să intri în licență. Și odată ajuns aici am realizat că nu e atât de greu dacă ai minimul necesar de atenție, interes. De interes, da. Și știi să-ți organizezi puțin timpul sau să-ți acorzi timp efectiv ca să înveți puțin, nu-i greu să treci peste sau să iei măcar un 5 la un examen și să te asiguri că nu mai vezi profesorul respectiv până la banchetul din anul 4. Și asta aș vrea să vă spun, să nu vă fie frică, să nu dați ascultare tuturor zvonurilor despre cum la poli nașpa, la calculatoare e greu și așa mai departe, pentru că chiar nu e dacă ești interesat. Singurul lucru pe care vi-l recomand e să veniți aici doar dacă simțiți că vă place și sunteți pasionați de domeniul tehnic, de programare sau de hard, pentru că altfel într-adevăr e mult de muncă și dacă nu-ți place să faci asta și simți că îți pierzi timpul, nu o să ai motivația necesară să te ții și doar o să pierzi poate un an sau doi până când realizezi că într-adevăr nu e ceea ce vrei să faci pe mai departe. Și da, cam asta. Să fiți atenți și la admitere și să nu dați ascultare tuturor, pentru că dacă vrei, se poate. Să nu intri la facultate să te aștepți cu să fie ca în liceu când stăteai degeaba și treceai. Da, exact. Trebuie să ai motivația necesară să te ții și, până la urmă, dacă nu știi să înveți singur, ăsta e, cred că, un skill foarte important pe care ajuns să ți-l dezvolți la facultate, să știi ce funcționează mai bine pentru tine, cum să fii autodidact și să înveți, pentru că altfel, într-adevăr, nu prea ai cum să treci foarte bine prin facultate. Da, apropo de motivație, mi-a plăcut când ai spus că să înveți să iei un examen ca să nu să scapi de proful ăla până la banchet. Asta da motivație. Cam da, cam asta era. Cel puțin nouă așa ne ziceau profii că, păi, uite, dacă luați 5, atunci sper că ne vedem numai la banchet după. A, atunci profii nu vă suporta. Cam așa, cam așa. Da, foarte interesantă chestia asta. Super. Dacă nu mai ai tu nimic de adăugat,
A, nu, eu nu mai am nimic. Super, atunci mulțumesc că ai acceptat invitația. O ieșit o discuție foarte interesantă și sper să fie utilă pentru toți cei care poate sunt în dubii despre universitatea asta, să afle că nu e chiar un bau-bau cum credeau ei, sau cum li se spunea din jur, de fapt. Și să aleagă până la urmă pe baza sentimentelor lor, nu pe baza ce spun alții. Da, într-adevăr. Chiar nu e grea și sper că am fost și eu de ajutor și că am ajutat liceenii să-și dea puțin mai mult seama dacă vor să vină aici sau nu, să-i ajut cumva în decizia pe care încearcă să o facă. În cazul în care sunt întrebări, le puteți lăsa în comentarii și o să încerc să o rog pe Denisa să răspundă, în cazul în care nu o să reușesc eu să vă răspund. Deci dacă sunt chestii legate mai în detaliu de facultate. Sigur, cu cel mai mare drag. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și îți urez o zi faină. Mulțumesc mult și eu pentru invitație. Zi faină!